Accident cumplit azi noapte în județul Ilfov. Doi bărbați au murit și alți doi au ajuns în stare gravă la spital după ce au intrat cu mașina pe contrasens și s-au lovit de o auto utilitară. Șoferul mașinii, unul dintre cei doi bărbați care au murit, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Starea extrem de gravă a pasagerului din dreapta i-a obligat pe medici să încerce să-i repornească inima, chiar dacă acesta era încă prins între fierele contorsionate ale mașinii. Bărbatul a murit însă la scurtă vreme de la începerea intervenției. Șoferul a fost ultimul scos din mașină. Pe el, medicii l-au găsit deja mort. Partea din fața auto-utilitarei s-a oprit la câteva zeci de centimetri de capul său. Pasagerii aflați pe bancheta din spate sunt singurii care au supraviețuit, însă chiar dacă au fost feriți de marginile tăioase ale autoutilitarei, au suferit răni grave. Unul dintre ei era deja în coma atunci când au sosit medicii. Din autoturism au rezultat 4 victime. Pentru intervenții au fost mobilizate un echipaj de descarcerare, 3 echipaje de prim ajutor, o unitate de terapie intensivă mobilă și mașina medicului de urgență. Șoferul autoutilitarei a scăpat fără nicio zgârietură. Omul nu a putut face nimic pentru a evita impactul. Mașina în care se aflau cei 4 bărbați a intrat din senin pe contrasens după ce șoferul ei a pierdut, se pare, controlul volanului. Conducătorul autoturismului marca Skoda nu a adaptat viteza la condițiile unui carosabil umed și în curbă, a părăsit sensul său de circulație, izbindu-se frontal de către o dubă care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât partea din fața a mașinii a rămas înțepenită sub autoutilitară. Cei doi pasageri din spate sunt în continuare la spital în stare gravă. Medicii sunt rezervați în privința bărbatului intrat în comă.